Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz. Bună seara și bine v-am regăsit la Telejurnal. Suntem în direct pe TVR Moldova și TVR Info. Iată titlurile acestei ediții. Parlamentul a votat în prima lectură modificările la legile bugetului. Sunt măsuri pentru susținerea populației, instituțiilor publice și agenților economici în contextul crizei energetice și a refugiaților. Un bărbat de 34 de ani din Ungheni este suspectat că a luptat cot la cot cu mercenarii din Donetsk. El este învinuit pentru activitatea de mercenar și riscă 10 ani de închisoare. Guvernul Republicii Moldova va avea un secretar general adjunct ce se va ocupa în special de procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Astăzi s-au făcut repetiții și au fost puse la punct detaliile manifestărilor dedicate Zilei Independenței Republicii Moldova. Autoritățile îndeamnă cetățenii să participe la spectacolele omagiale. La o zi după anunțul autorităților privind rezilierea contractului de cesionare a 30 de autogări din Republica Moldova, investitorul privat declară că va ataca în instanță decizia guvernului. Autoritățile l-au avertizat că are la dispoziție o lună pentru a transmite statului activele preluate în 2018. Conducerea companiei Gările Automoderne afirmă că a investit până acum 75% din suma planificată și va veni luni cu o declarație oficială. Administratorul companiilor Gările Automoderne, Iurie Moroz, a refuzat să ne ofere detalii despre decizia de ieri a guvernului privind rezilierea contractului de parteneriat public-privat. Nu vă echipați, nu vă înarmați, nu am să dau nicio reacție. De ce? Reacția va fi foarte curând. La moment, eu mă pregătesc pentru reacție, eu nu pot expune așa prompt. Iurie Moroz a declarat că până acum, din cele 200 de milioane de lei planificate pentru investiții în modernizarea celor 30 de autogări concesionate, au fost valorificate puțin peste 150 de milioane. Conform contractului semnat în anul 2018, partenerul privat și-a asumat angajamentul să finalizeze lucrările în cel mult 3 ani, adică până în 2021. Compania nu a respectat planul de investiții asumat și nu a prezentat garanțiile de bună execuție a lucrărilor, așa că guvernul a decis să rezilieze acordul. În spatele camerei, Iurie Moroz a declarat că va ataca decizia în instanța de judecată. Este dreptul oricărui partener privat de a o face în relațiile sale contractuale cu statul. Noi ne dorim parteneri care să respecte cadrul legal existent. Potrivit Agenției Proprietăți Publice, conducerea Gările Automoderne a fost avertizată de mai multe ori despre riscul rezilierii contractului. În luna mai, antreprenorul a fost notificat să remedieze problemele în termen de 90 de zile, însă nu a făcut-o. Autogările concesionate urmează să revină în administrarea statului în cel mult o lună. Statul își asumă reîntoarcerea sumei totale a investițiilor făcute până la acest moment. Nu urmează decât, să-i spunem așa, nu urmează decât ca partenerul privat să demonstreze, să fie de bună credință și să arate dovezi care vor fi acceptabile în oricare instanță de drept pentru a-i se recunoaște eforturile făcute. Contractul de concesiune a autogărilor a fost semnat în condiții dubioase pe 17 decembrie 2018 pentru un termen de 25 de ani. La concurs a participat un singur agent economic, Gările Automoderne, care a și fost desemnat câștigător. Ulterior în presă a apărut informația precum că deputatul fugar Ilan Șor ar fi beneficiarul indirect din partea partenerului privat. Acum vreau să întreb pe doamna Ceban, care a fost 10 de ani asistentă socială și a furat toate ajutoarele umanitare. La ședința extraordinară a Consiliului Municipal Chișinău, Zinaida Popa, vicepreședintele fracțiunii PAS, s-a luat la ceartă cu Eugenia Ceban, nimeni alta decât mama primarului general, care este consilier din partea Partidului Socialiștilor, care a fost motivul disputei aflați în Telejurnal.
Ion Ceban a anunțat într-o emisiune televizată că va candida pentru al doilea mandat de primar al municipiului Chișinău la alegerile locale din 2023. Săptămâna aceasta, Ceban a lansat partidul Mișcarea Alternativă Națională. El a făcut anunțul chiar de la tribuna din sala de ședință a primăriei Chișinău, declarând că formațiunea va fi de orientare pro-europeană. Asta chiar dacă trecutul lui politic este unul mai întâi comunist, după care socialist, adică pro-rus. Reunit într-o ședință extraordinară, Parlamentul a votat astăzi în primă lectură modificările la legea bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2022. Este vorba despre măsuri pentru susținerea populației, instituțiilor publice și agenților economici în contextul crizei energetice și crizei refugiaților. Votul final va fi în 8 septembrie. În urma rectificării legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022, pensionarii cu venituri mai mici de 5.000 de lei vor primi, după 1 octombrie, un sprijin suplimentar unic de 1.500 de lei. Totodată, familiile având copii mici vor primi o indemnizație lunară de 1.000 de lei până la împlinirea vârstei de 2 ani. Este vorba de aproape 63.000 de copii cu vârsta de până la 2 ani și în acest scop este alocată suma de 76.321.000 de lei. Propune majorarea de la 370 până la 500 de lei a indemnizației lunare de suport pentru creșterea copiilor gemeni sau a mai multor copii născuți dintr-o singură sarcină până la vârsta de 3 ani. Va fi menținută și alocația de 700 de lei în perioada rece a anului pentru 245.000 de gospodării. Astfel, conform calculelor executivului, veniturile și cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2022 se vor majora fiecare cu câte 1,1 miliard de lei. În urma rectificărilor, fondul asigurărilor obligatorii de asistență medicală va beneficia de o majorare de 215 milioane de lei. Vor fi direcționate aceste mijloace în sumă de 174.486,2 lei pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare aferente majorărilor salariilor de funcție cu plus 10% pentru personalul angajat din instituțiile medico-sanitare începând cu 1 octombrie. Rectificările la legea bugetului de stat prevăd creșterea veniturilor cu peste 5 miliarde de lei între timp și cheltuielile vor crește cu 3 miliarde de lei. Respectiv, deficitul bugetar va scădea cu 2 miliarde de lei și va ajunge la 17 miliarde. Acestea urmează să fie acoperite din surse externe și interne. 10% creștere pentru protecția socială, 8,3% creștere pentru serviciile de stat cu destinație generală și serviciile în domeniul economic, de 9,5%, fondul de reducere a vulnerabilității energetice în valoare de 870 milioane lei, suplimentat cu 500 milioane lei. Programul asigurare cu lemne a populației, 64,2 milioane lei. Proiectele de rectificare a legii bugetului de stat, asigurărilor sociale și fondului asigurărilor medicale obligatorii au fost dur criticate de opoziție, care a boicotat ședința. În septembrie, blocul comuniștilor și socialiștilor va înainta o moțiune de cenzură împotriva guvernului. Guvernul Republicii Moldova nu vine cu nicio măsură anticriză. Unu, dânșii nu spun nimic despre combaterea crizei energetice. Guvernarea nu vine cu nicio soluție în vederea combaterii crizei alimentare. Este un jonglaj ieftin, deoarece surse suplimentare dânșii vor să regăsească în TVA. Și noi insistăm ca acest guvern să plece, inclusiv și prin moțiune de cenzură care o vom înainta în sesiunea ordinară. Chiar și atunci când aprobăm astfel de măsuri benefice, opoziția nu a considerat necesar să vină la ședință. Acest gest demonstrează o indiferență totală față de situația din țară și o deconectare a realităților de astăzi. Și așa cum nu vor să condamne războiul din Ucraina, opoziția nici nu vrea să fie solidară cu oamenii și să susțină aceste măsuri. Proiectele au fost votate în prima lectură de 54 de deputați PAS. Parlamentul se va întruni în altă ședință extraordinară pe 8 septembrie pentru a doua lectură a modificărilor la bugetele de stat.
Scandal astăzi la ședința extraordinară a Consiliului Municipal Chișinău. Zinaida Popa, vicepreședintele fracțiunii PAS, s-a luat la ceartă cu Eugenia Ceban, nimeni alta decât mama primarului general, care este consilier din partea Partidului Socialiștilor. Cele două și-au aruncat replici tăioase în timp ce se discuta problema salariilor asistenților parentale. Acum vreau să întreb pe doamna Ceban, care a fost 10 de ani asistență socială și a furat toate ajutoarele umanitare. Ce a făcut ea pentru aceste doamne? Ce a făcut primarul general și doamna Ceban? Nenoroșit-o ce ești, lasă pe mine să spui, Maria! Ați furat, spui, doamna Ceban! Ajutat. Ați dau la poliție, scorchiu și ești tu! S-au încins spiritele la ședința extraordinară a Consiliului Municipal Chișinău după ce vicepreședintele fracțiunii PAS, Zinaida Popa, a acuzat-o pe Eugenia Ceban, consilier PSRM, că ar fi furat. Președintele ședinței le-a îndemnat pe cele două să discute civilizat, chiar și după ce le-au fost deconectate microfoanele. Eugenia Ceban, mama primarului general al Chișinăului, a continuat să se certe cu vicepreședintele fracțiunii PAS, Zinaida Popa. Deci, colegi, hai să facem un 15 minute pauză și revenim înapoi la ședința Consiliului. Nu, doamna Zinaida, asta nu e comportament adecvat, doamna Ceban, nu e comportament normal de Consiliu. Nu este prima oară când cele două își aruncă replici tăioase. Ultima dată s-a întâmplat la ședința Consiliului Municipal Chișinău de pe 21 iunie. Domnule președinte, suntem în procedură de vot. Cine intervine e atâta? Domnul Afanasenca. Pentru. Doamna Tâșcu. Dumneavoastră vă referiți la dumneavoastră, doamna... Doamna Zinaida. Doamna Zinaida, președintele. Nu uitați, eu am 5 nepoți zăpășit-o și am luat eu am 3 copii și... Și în luna mai, Eugenia Ceban s-a luat la harță cu Zinaida Popa. Atunci, subiectul disputei aprinse a fost raportul de activitate al întreprinderii municipale de transport. Președinția de la Chișinău a lansat astăzi un mesaj video emoționant, un apel la pace și la înțelegere între oameni. Imaginile le vedeți mai târziu în telejurnal. Motorina se scumpește din nou. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat noile prețuri plafon la carburanți valabile până luni. Prețul unui litru de motorină crește cu 31 de bani și se va vinde cu 27 de lei și 45 de bani. Benzina, în schimb, se ieftinește cu 5 bani și va costa 25 de lei și 76 de bani. Experții prognozează că în septembrie și octombrie prețul motorinei va continua să crească, având în vedere stocurile reduse din Europa și apropierea sezonului de recoltare. Prețul la motorină a început să crească în urmă cu 10 zile după 8 săptămâni consecutive de scădere. Într-o perioadă de criză economică în Guvernul Republicii Moldova apare câte o funcție nouă la toate ministerele. Este vorba despre secretar general adjunct. Un proiect în acest sens a fost aprobat de Parlament în ședință plenară extraordinară de astăzi. Noile persoane cu funcții de conducere se vor ocupa în special de procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Apariția noilor funcții ar trebui să consolideze capacitățile autorităților publice de implementare a cerințelor pentru aderare la Uniunea Europeană. Fiecare secretar general adjunct va fi numit în funcție la propunerea miniștrilor și va avea un salariu lunar de circa 16-17 mii de lei. Este important ca această funcție să fie totalmente dedicată acestui proces, care, încă o dată menționez, este unul foarte și foarte anevoios. Această funcție este... Deci coordonarea pe intern a direcțiilor sectoriale, inclusiv direcția reorganizată de care am menționat, direcția de coordonare a politicilor și afaceri europene în cadrul fiecărei instituții. De asemenea, ar putea fi înființat și un cabinet al secretarului general al guvernului în vederea exercitării în mod operativ a sarcinilor și atribuțiilor ce îi revin acestui oficial. Este un proces extrem de important, este un proces crucial. Noi mergem înainte pe agenda de aderare și este important să avem aceste funcții. Ele nu sunt foarte multe. Suma oricum este neglijabilă. Dacă se va aloca, dar din ceea ce știu eu, angajările se vor face din fondurile existente. Toate aceste propuneri au fost criticate de opoziție. Guvernarea de la Chișinău sau guvernarea actuală este incapabilă de a face ceva în politica internă, ei vin cu integrarea europeană.
Proiectul a fost votat de 54 de deputați PAS. Funcția de secretar general adjunct al Ministerului va fi instituită odată cu publicarea legii în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, iar cabinetul secretarului general al Guvernului ar putea începe să funcționeze de pe 1 ianuarie 2023. Alături de Ucraina, Republica Moldova a primit pe 23 iunie statutul de țară candidat pentru aderarea la UE. Din acel moment, asistența și sprijinul Uniunii Europene vor crește, iar Republica Moldova va putea accesa fonduri care o vor ajuta să atingă standardele europene. Un bărbat de 34 de ani din Ungheni este suspectat că a luptat cot la cot cu mercenarii din Donețk. Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale l-a cercetat și a trimis dosarul în judecată. Ancheta a stabilit că în perioada 2016-2020 bărbatul ar fi fost înrolat într-o formațiune militară a autorităților nerecunoscute din Donețk, Ucraina. El este învinuit pentru activitatea sa de mercenar, în urma căreia a fost violat integritatea Ucrainei. Potrivit legii, infracțiunea se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani. Ziua Independenței Ucrainei, sărbătorită miercuri, și Ziua Independenței Republicii Moldova, pe care o vom celebra mâine, au dat prilejul președinției de la Chișinău să lanseze astăzi un mesaj video emoționant. Sub genericul Moldova, țară mică, inimă mare, videoclipul este un apel la pace și la înțelegere între oameni și un manifest împotriva suferințelor și distrugerii provocate de război. Scoală-te, mărișorul, și te culcă și adormi. Mâine sărbătorim Republica Moldova, așa că astăzi în Piața Maria Dunării Naționale au fost organizate ultimele repetiții. Colega mea Maria Timofti a urmărit pregătirile guvernului și vine să ne spune mai multe despre programul sărbătorii. Maria, bună seara! Bun găsit, autoritățile sunt aproape gata pentru Ziua Independenței Republicii Moldova, începând cu ora 20 până la 27 august. La ora 24 va fi suspendat traficul rutier pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, aici în perimetrul Pieței Mari Adunări Naționale, iar transportul public va fi redirecționat. În acest an nu vor avea loc defilări ale instituțiilor de forță, doar un pluton al Gardei de Onoare va prezenta drapelele Republicii Moldova și al Uniunii Europene, iar orchestrele ministerelor de interne și al apărării vor mărșălui pe carosabil. Organizatorii menționează că în contextul războiului din Ucraina va fi organizat un eveniment modest în care nu vor avea loc parade militare și nu vor fi trase salve. Dimineața zilei de 27 august va începe cu depuneri de flori la monumentele Ștefan cel Mare și Sfânt și Maica Îndurerată de la Chișinău. La ora 10 va avea loc ceremonia festivă prilejuită celor 31 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, iar președintele Maia Sandu va avea un mesaj de felicitare cu această ocazie. Pe parcursul zilei se va desfășura un recital al cântecelor patriotice interpretate de artiștii basarabeni. Sărbătoarea se va încheia cu un concert unde vor evolua Cristi Alda Teodorovici, orchestra Fluieraș și formația Zdob și Zdup, acompaniați de cei de la frații Advahov. Printre
Între cei care au asistat la repetiție a fost și un refugiat din Ucraina. Это нельзя передать. Словами нельзя передать. Слёзы сами на глазах, честно. Завтра будете приходить на праздник? Да, приду, конечно. E prima oară când venim în Chișinău și prima oară când venim de fapt în Republica Moldova și am fost surprins să vedem că se întâmplă asta, e super. Mi se pare super interesant că drapelul Republicii Moldova e alături de drapelul Europei, Uniunii Europene și cred că e un pas pentru aderarea Moldovei în UE, sincer. M-a surprins asta, m-a surprins plăcut. Vin de psihotare și prima dată în perioada asta ajung acasă. Și scuros să văd ce s-a întâmplat, cred că ar fi ceva frumos. Veți veni mâine la sărbătoare? Sper că da. Cum se pare pregătirea pentru ziua de 27 august? Foarte emoționant. Mi-a plăcut cum cânt, cum merg, cum... Da, foarte emoționant. Veți veni? Sigur. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat la ședința extraordinară a legislativului că ziua independenței trebuie să consolideze basarabenii în jurul unui ideal comun și în dorința de a contribui la dezvoltarea Republicii Moldova. Mâine, 27 august, celebrăm Ziua Independenței Republicii Moldova. Este o zi importantă pentru noi toți și vin cu un îndemn ca mâine să mergem să sărbătorim acest eveniment alături de oamenii din țară. Fie la Chișinău, la Bălți, Ungheni, Comrat, Cahul, la mulți ani tuturor cu prilejul zilei noastre naționale. La mulți ani, Republica Moldova! Oriunde nu ne-am întoarce, dăm de corupție și injustiție. Este sentimentul multor cetățeni ai Republicii Moldova, care în cei 31 de ani de independență au reușit să-și găsească dreptatea dând mită. Bani luați cu bucurie și nepăsare de cei care ar fi trebuit să fie în slujba poporului, practică la care s-a închis ochii prea multă vreme. Anul 2014 a ajuns să intre în istorie într-un mod rușinos, cel al furtului miliardului de dolari din sistemul bancar al Republicii Moldova. Nici în domeniul justiției nu excelăm și asta pentru că practic am eșuat în implementarea oricărei strategii de reformare. Cum stăm acum la capitolul combaterii corupției, aflăm într-un nou reportaj din campania Moldova Independentă. Auzit măcar o dată despre lupta împotriva corupției, reforma justiției și a statului de drept. Sunt, de altfel, reforme care au fost anunțate mai de toate guvernările care s-au perindat de la independență încoace. Și totuși, la 31 de ani distanță, am ajuns să numărăm eșecurile sau rezultatele la capitolul corupție. Mai există corupție în Republica Moldova? Oi, cum nu există? Există, dar cum să nu există? Unde este corupția? În tot locul există corupție. Unde credeți că există corupție? În Parlament, unde poate să existe? Dar orice există acum. Unii nu te-ai duce, chiar și spitale, chiar și în grădiniți, chiar și în școală. Toți sunt focusați pe bani. Dacă nu întinzi vreo 2 lei, nu te primești nimic, chiar și la medic în cabinet. Ați fost nevoie vreodată să dați mită sau să luați? N-am dat mită niciodată, am plătit. Dacă m-am prins, am plătit. Dar oare sunt atât de onești cei cu funcție de răspundere în stat? Așa sau altfel, dar Republica Moldova a devenit recunoscută la nivel internațional pentru cele mai mari hoții. Și după ce ne-am ales cu o reputație îndoielnică, am devenit studiu de caz și unii chiar ne-au redenumit în Republica Offshore, titlu care îl poartă și un amplu raport de anchetă realizat de societatea civilă.
Unul dintre concluziile majore a raportului stabilește că până în anul 2016 sistemul bancar a fost foarte slab, nu a reacționat în mod adecvat la mai multe procese în care trebuia să intervină. Începând de la Parlament, Guvern și alte instituții, s-a dovedit că au lucrat concentrat, astfel încât statul, ca un întreg organism, a eșuat să reacționeze în mod adecvat. La un moment dat a rezultat ceea ce noi am aflat, că a fost spălătoria rusească cu miliardele din Federația Rusă care au fost spălate prin intermediul sistemului bancar din Republica Moldova sau frauda bancară, care noi știm că mai mult de 13 miliarde de lei noi toți cetățenii trebuie să achităm din banii noștri. Pe cele două dosare emblematice, frauda bancară și laundromat rusesc, în prima jumătate a acestui an am reușit să aplicăm sechestru pe active în jur de 600 de milioane de lei. Iar dacă este să vorbim de cifra totală a bunurilor recuperate pe cele două dosare, atunci aceasta ar fi de circa 7 miliarde de lei. Totuși este dificil să spunem cât la sute mai exact s-a recuperat și asta pentru că este greu de estimat și suma totală de care a fost prejudiciat statul. Estimările sunt diferite. Deci sunt estimări legate de cele 13 miliarde de lei care au fost oferite inițial, dar să nu uităm că au mai fost și ulterior oferite niște garanții care nu au fost utilizate după destinație. Ceea ce ține de laundromat rusesc se vehiculează că au avut loc spălări de 20 de miliarde de dolari americani. Alte surse vorbesc despre cifre mult mai mari, deci ar fi complicat acum să estimăm care ar fi procentul de prejudiciu total pe care noi am reușit să-l securizăm prin intermediul aplicării sechestrelor. Recunoaștem, este o problemă importantă la partea de recuperare. Nu ține nemijlocit de CNA, e mai mult legat de procesul înfăptării justiției. După 8 ani de la frauda bancară și cred că undeva 10 ani mai mult de când s-a început spălătoria, tentativele de a face spălătoria rusească, noi avansăm. Evident, după atâta timp, foarte multe și probe și persoane au dispărut. Ceea ce vedem noi sunt, cred că, ultimele resurse pe care are statul în interior ca să avanseze, măsura în care măcar niște părți cu probe din dosare în privința persoanelor responsabile să fie diferite justiție. Dacă vom recupera cel puțin 50% din banii care au fost furați din sistemul bancar, va fi întors, asta deja va fi un succes. Pentru ca să reușim să recuperăm aceste active într-un pas mai grăbit, lucrăm acum intens la un program de recuperare a bunurilor infracționale pentru următorii 5 ani. Ne dorim să avem și un sistem informațional, ar urma, după așteptările noastre, să devină funcțional până la finele acestui an. Dar pe lângă aceste două cauze arhicunoscute, mai sunt încă multe altele, precum metal feros, dosarul Sacoșa, Energocom, calea ferată, blanchetele de pașapoarte și lista poate continua. Un singur lucru au în comun toate aceste cauze. Nimeni nu stă după gratii. Ceea ce ar trebui să avem este oameni condamnați pentru corupție. În special înalți demnitari de stat, funcționari și politicieni. Astăzi, în Republica Moldova, nu este condamnat să stea la închisoare niciun politician pentru acte de corupție. Este ridicol. Vlad Filat a ajuns să facă închisoare pentru ce n-a făcut și n-a făcut închisoare pentru ce a făcut. Asta a fost o justiție la comanda lui Plahotniuc. Deloc nu este un exemplu când s-a făcut dreptate. Astăzi, în Republica Moldova, nu știu, un funcționar, un demnitar, atunci când are oportunitatea să participe pentru un act de corupție, singura ce îl limitează este, practic, nu știu, bunul simț. Da, pentru că știe că chiar dacă va fi prins, puțin probabil să stea la închisoare. Va rezolva el cumva, așa cum au rezolvat toți. Asta este o mare problemă, impunitatea. Da, având în vedere ineficiența justiției din Republica Moldova, care protejează practic corupții, noi încă nu avem atât de multă corupție. Război corupției a declarat noul procuror șef al Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin. La mai puțin de o lună de la preluarea mandatului, ea s-a arătat hotărâtă să stârpească din rădăcini corupția. Peștele de la cap se strică. În fiecare domeniu trebuie să existe exemple vii cum corupții ajung la închisoare. În opinia mea, până în prezent, în Republica Moldova niciodată nu s-a dus o luptă veritabilă de eradicare a corupției prin atragere la răspundere penală. În Moldova a existat
existat atât de multă corupție, încât vă spun absolut sincer că nu este posibil să fie investigate și duse la condamnare toate aceste cauze. Nici măcar dacă absolut toți procurorii și toți judecătorii din țară s-ar ocupa numai de aceasta. Nici locuri în închisori nu ar ajunge. Doar că locuri în închisori acum sunt destule, pentru că pot fi numărate pe degete condamnările finale pe acte de corupție. Potrivit datelor Administrației Naționale a Penitenciarelor, din anul 2007 și până în prezent, doar 179 de oameni au fost găsiți vinovați pentru acte de corupție și își spășesc pedeapsa la închisoare. Dacă este să analizăm mai atent aceste cifre, observăm că cele mai puține condamnări sunt câte 3 în anii 2011 și 2013. De cealaltă parte, cei mai mulți corupți au fost trimiși după gratii în anii 2018 și 2019, când au fost câte 26 de condamnări. Ar exista și o explicație de aceea atât de puține condamnări definitive. Noi, în instituția Procuraturii Anticorupție, avem 9 acuzatori de stat care au responsabilitatea de a reprezenta procuratura în toate cauzele penale pe corupție judecată în întreaga țară. Noi, la moment, avem aproximativ 400 de cauze pe rol în judecată. Deci, 9 procurori și 400 de cauze penale. Eu am vorbit săptămânile astea cu toți 9 dintre ei și vă pot spune în ce condiții lucrează ei. 9 procurori se află în 3 birouri, 4 într-o sală, 3 în alta și 2 în alta. Ei 9 se bazează pe 2 consultanți care ajută pe ei zi de zi. Doar în prima jumătate a acestui an noi am inițiat lucru pe 23 foști sau actuali deputați în Parlament, un fost președinte de țară, un fost președinte de Parlament, foști miniștri, alți funcționari publici. Ne-am consolidat cooperarea cu autorități din Franța, Elveția, Italia, Marea Britanie. Deci pe toate aceste jurisdicții, dar și pe altele, avem o comunicare intensă. Cea mai reușită comunicare cu siguranță este cu România, dat fiind și proximitatea, dar și relațiile mult mai apropiate pe care le avem și tentațiile de a ascunde anumite active, anume în România. Tot corupția și injustiția ne-a costat scump atât reputația Republicii Moldova, cât și bugetul național. În căutarea dreptății, mulți cetățeni, printre care și cei certați cu legea, ajung să se plângă la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Și aici ne-am făcut destul de remarcați, la numărul de dosare depuse și despăgubiri achitate. De exemplu, doar în anul 2021 a fost dispusă încasarea peste 2 milioane de euro, bani achitați de guvern în baza dosarelor câștigate la CEDO. Printre cele mai frecvente încălcări sunt dreptul la un proces echitabil și libertatea și siguranța persoanei. Republica Moldova este una dintre liderii, cu părere de rău, la numărul de dosare depuse în fața Curții Europene. Deci, dacă nu mă greșesc, suntem pe locul 12 la numărul de plângeri depuse în fața Curții Europene. Referitor la hotărâri, suntem pe locul 6. Numărul hotărârilor este de mai bine de 650 de hotărâri, dacă nu mă greșesc, și numărul dosarelor care așteaptă să fie pronunțate. Iarăși avem ipotetic alte hotărâri în peste 1000 de dosare. Vă dați seama care e situația, deci, în justiția noastră. Suma prejudiciilor morale și materiale care au fost dispuse până la momentul de față ajunge la circa 22 de milioane de euro. Deci bani care Guvernul Republicii Moldova a fost obligat să le achite ca urmare a erorilor comise de către instanțele naționale, fie de judecată, fie de urmărire penală, fie de intervenția terților. Deci, evident, este o sumă imponătoare. În virtutea acestor încălcări, asistăm și în continuare la aplicarea acelorași, să spunem, mecanisme care duc într-un final la violarea convenției și avem iarăși și iarăși hotărâri împotriva Republicii Moldova care sunt pronunțate de către Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Astfel,
că este imperios necesară curățarea sistemului judecătoresc, lucru care se va întâmpla inclusiv prin evaluarea candidaților la funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Procurorilor. Și Centrul Național Anticorupție vrea să angajeze personal calificat care să genereze rezultate palpabile în investigarea actualelor dosare, dar și a denunțurilor depuse de oameni care sunt din ce în ce mai multe. Percepția corupției este un fenomen foarte subiectiv. Obiectiv vorbind, din datele care noi le deținem, înțelegem că fenomenul corupției continuă. El în continuare există. Și el e generat atât de vechile de prinderi, cât și de zona asta de risc în care sunt plasați foarte mulți funcționari. Nici într-o țară verificarea unui stat de drept autentic nu se face peste noapte. Și am adus exemplu ăsta de mai multe ori, când a fost doamna Chioveși aici, ne-a povestit istoria DNA-ului, care este o instituție etalon în materie de luptă împotriva corupției. Deci instituția fondată în 2002, reformată în 2005 și prima condamnare serioasă de rezonanță a unui fost prim-ministru a venit în 2012. Nu vreau să spun că 10 ani este o perioadă la care trebuie să ne aliniem și noi. Evident că lucrul ăsta ar fi inadmisibil. Ceea ce vreau să spun este că construcția unui stat de drept veritabil durează. Și eu la fel vreau să văd finalitate în acele dosare care au fost inițiate de procuratură în raport cu, mai ales cu clanurile oligarhice. Poți să implementezi multe reforme, dar dacă nu este conștientizarea și conștientizarea faptului că trebuie să schimb ceva în interior, nu vom avea lucrul ăsta. Rezilientă, prosperă și europeană. Așa ar trebui să arate Republica Moldova în viitorii 8 ani. Acestea sunt obiectivele Strategiei Naționale de Dezvoltare 2030, prezentată astăzi de guvern după consultarea publică. Tot astăzi, premierul Natalia Gavrilița a prezentat și agenda anticriza a guvernului pentru perioada 2022-2023. Strategia Națională de Dezvoltare numără 10 obiective naționale care trebuie atinse până în anul 2030. Autoritățile își propun creșterea medie a PIB-ului cu 5%, reducerea cu 50% a sărăciei absolute, creșterea speranței de viață până la 72 de ani, iar 90% din gospodării să aibă acces la apă și canalizare. Documentul mai prevede și acțiuni în domeniul creșterii ratei de școlarizare, îmbunătățirii sănătății populației, un sistem solid de protecție socială, edificarea unui stat de drept, dar și promovarea culturii și turismului. Eu foarte mult sper ca noi toți împreună, ca și societate, să punem umărul la dezvoltarea Moldovei. Ne dorim ca să avem toți niște proiecte majore, strategice pentru țară, care să fie implementate indiferent de ce se întâmplă, indiferent de ciclurile electorale. Deci să nu lăsăm aceste proiecte strategice de interconectare, de dezvoltare a infrastructurii podurilor, de dezvoltare a infrastructurii localităților, de construcția stațiilor de epurare, de împădurire. Deci să nu lăsăm ca aceste proiecte să fie politizate sau să fie uitate în dependență de circumstanțele zilei. Strategia a fost lansată în dezbatere publică acum o lună, iar cei interesați au putut face sugestii care au fost luate în calcul de membrii guvernului. Tot astăzi, executivul a prezentat și agenda anticriză. De fapt, acest document este un document viu. El e structurat în 4 arii importante de intervenție care sunt corelate la acele crize care ne afectează acum. Dar vorbim de 4 blocuri de măsuri. Este primul bloc ține de asigurarea securității alimentare a
țării, al doilea este asigurarea eficienței sau securității energetice, al treilea reziliența economică și al patrulea bloc ține de protecția socială. Documentul prevede un set de acțiuni imediate care să genereze soluții la crizele pe care le traversează Republica Moldova. O expoziție temporară de cămăși autentice românești brodate de femei din diaspora a fost deschisă astăzi la sediul președinției Republicii Moldova. Autoarele fac parte din comunitățile Măiestria și Șezătoare Brusel și își propun să promoveze patrimoniul cultural românesc. Mai multe detalii la acest subiect are colega noastră Carina Müller. Carina, bună seara! Bun găsit, Vadim, domnilor și domnilor, expoziția temporară de cămăși autentice românești, care este cusută și brodată de către reprezentanții din diaspora, este cusută cu migală și drag. Astfel că vorbim despre două comunități prietene, Măiestria și Șezătoare Brusel. Evenimentul este, sau expoziția este organizată de către Biroul de Relații cu Diaspora. Am reușit să vorbim cu cea care a îngrijit această expoziție, Stella Moldovanu, fondatoarea Măiestria, care ne-a declarat că această suită a pieselor vestimentare este, de fapt, realizată și cusută după tehnici tradiționale, cu sute, dar și după replicile din patrimoniul Muzeului de Istorie și Etnografie Naturală. De asemenea, această expoziție lansează și primele lucrări ale unor femei din diaspora. Vorbim aici despre 18 cămăși care sunt realizate și cusute, așa cum ziceam mai devreme, după toate tehnicile realizate autentice. De asemenea, punctul cheie sau ceea ce unește această expoziție este, de fapt, motivul și mesajul pentru care a fost cusută. Astfel că în solul descrierii aici, la fiecare lucrare, găsim, de fapt, și un mesaj pe care l-a lăsat autoarea lucrării. Astfel că, făcând un tur, am descoperit diverse motive. Fie este pentru mama, pentru fiică, pentru soră. Toate ele, de fapt, vin să se întorc acasă la rădăcini, către cei dragi, cu dor și drag către cei din Republica Moldova. Iar în dreapta mea, spre exemplu, avem un mesaj, citez: am cusut împreună această cămașă pentru a ne simți mai aproape una de alta, fiind în țări diferite și departe de casă. Autor Ana Bivol și Cristina Lari, care este, de fapt, un cuplu mamă-fiică. Așa cum ziceam mai devreme, pe lângă mesajele pe care le-au lăsat aici autoarele lucrărilor, vorbim și de și despre un sentiment imens al mândriei de a promova identitatea noastră culturală românească peste tot în lume. Cămășile sunt cusute cu drag și sunt trudite, de fapt, conform tuturor canoanelor. Simbolurile pe care le regăsim peste aceste cămăși sunt pomul vieții, mâini peste șolduri, dar și vorbim despre romb, așa cum ziceam și ceva mai sus. Aceste cămăși sunt cusute cu responsabilitate și cu dor și drag de casă. Iar pe final menționăm că aceste 18 cămăși sunt expuse la primul etaj al președinției Republicii Moldova și pot fi admirate către publicul larg începând de astăzi până pe 25 septembrie 2022. Acestea au fost informațiile, Vadim, ai legătura. Nivelul de trai al europenilor scade continuu din cauza inflației și a facturilor din ce în ce mai mari la energie. În telejurnal vă arătăm cum se simte această criză în diferite țări de pe bătrânul continent. Lumea a fost la un pas de tragedie de un accident nuclear la centrala Zaporojie. Este semnalul de alarmă tras de președintele ucrainean Volodymyr Zelensky după ce electricitatea a fost întreruptă în zonă timp de câteva ore din cauza bombardamentelor rusești pe care Moscova le neagă cu vehemență. A fost pentru prima dată când la Zaporojie s-a întrerupt curentul în cei 40 de ani de când funcționează centrala. Angajații au deconectat-o complet de la rețea. Pentru răcirea reactoarelor s-a recurs la sistemul de urgență, iar furnizarea energiei necesare a fost asigurată de o centrală termică învecinată. Președintele Zelensky denunță ceea ce numește terorismul nuclear practicat de Rusia și cere din nou Moscovei să-și retragă complet trupele din jurul centralei. Перебування російських військових на атомній станції – це ризик глобальної радіаційної катастрофи. Росія поставила Україну і усіх європейців в ситуацію за крок від радіаційної катастрофи. Retragerea rușilor de la Zaporojie e cerută și de americani. Președinții Biden și Zelensky au vorbit la telefon nu numai despre ajutorul militar substanțial acordat de Washington Kievului, ci și despre situația centralei nucleare. A nuclear power plant should never be an active war zone. And so we have said Russia should agree to demilitarize the zone around the plant and agree to allow an international atomic energy agency visit as soon as possible to check on the safety and security of the systems.
Ambele tabere, ucraineană și rusă, sunt de acord că e necesară inspecția ONU și chiar directorul agenției a dat asigurări că va ajunge curând la Zaporojie, dar nicio inspecție, oricare ar fi rezultatele, nu va spulbera îngrijorările unei lumi întregi și, în primul rând, temerile localnicilor. Despăcuiți, eu aș vorbi, asta, cum bă, te живеși ca la parahovoi bocchi. Tu ce mira prostă? Ce, ce ești hotel? Imagini din satelit arată în continuare activitate militară în zonă, iar ucrainenii și rușii continuă să se acuze reciproc de bombardamentele din apropierea centralei. În Ucraina au apărut și au mare succes grupuri pe internet care strâng fonduri pentru armata ucraineană într-un mod aparte. Donatorilor li se oferă posibilitatea să scrie mesaje private pe munițiile de artilerie folosite pe front și să se simtă astfel răzbunați. Când rușii au bombardat proprietatea Irinei Palamarciuc la începutul lui martie, casele familiei au fost transformate în ruine. Au trecut 5 luni de atunci și Irina încă se luptă cu emoțiile. Настолько у меня даже не злость, не обид. Я даже понять не могу, що у меня в самой в душе. Эти люди для меня умерли. Я знаю, що їх ніколи не буде до 20-го колена в моїй сім'ї. Irina s-a simțit surprinzător de fericită când a descoperit un site internet numit Răzbună-te. În schimbul unei donații, oricine poate avea mesaje personalizate scrise pe obuzele de artilerie folosite de armata ucraineană. Vina zăbrala, na jal, i prietenul людину, i друзів. Iuliana și-a pierdut unchiul în război, îl chema Andrei. A făcut o donație și a primit confirmarea sub forma unui videoclip care arată soldați ucraineni strigând pentru unchiul Andrei înainte de a trage dintr-o poziție nedezvăluită. Grupul a strâns până acum 67.500 de dolari pentru armata ucraineană, oferind șansa de a transmite un mesaj cu privire la bombe și rachete înainte de a fi trase. Ми не збираємо гроші на злочин. Ми збираємо гроші на допомогу армії, яка веде справедливу оборонну і визвольну війну. Тому ми збираємо гроші на знищення ворога, який прийшов на нашу землю. Хто вважає це несправедливим? Nu, може просто не жертвувати. Pentru Amstor, de la Pavlo Samsonov, slavă Ucrainei, chiar și pentru cățelul meu, setea de răzbunare e enormă. În cele 6 luni de război au murit mii de oameni, au fost distruse orașe întregi. Peste o treime din cei 41 de milioane de locuitori ai Ucrainei au fost nevoiți să fugă din calea violențelor. Din cauza inflației și a facturilor explozive la energie după invazia rușilor în Ucraina, nivelul de trai scade în aproape toată Europa. În țările de jos, de exemplu, statisticile oficiale arată o scădere de aproape 7% a puterii de cumpărare. În Marea Britanie, prețul maxim al energiei pe care companiile din sector îl pot percepe de la gospodării a fost fixat la 3.549 de lire sterline, ceea ce înseamnă o creștere de 80%. Francezii se luptă cu prețurile tot mai mari la energie și la alimente. Măsurile guvernului de a ajuta populația, adoptate deja sau cele ce urmează, nu pot compensa decât într-o mică măsură scăderea puterii de cumpărare, apreciază analiștii. Familiile cu venituri reduse vor primi un cec alimentar de 100 de euro și câte 50 de euro pentru fiecare copil. Guvernul de la Paris a inclus această măsură în legea care protejează puterea de cumpărare a francezilor în fața inflației și a creșterii prețurilor. Mulți francezi și-au redus semnificativ cheltuielile cu mâncarea și se gândesc deja la ce vor face la iarnă. Mettra des couvertures. On peut toujours mettre plus de pulls, des chaussettes, des moufles même s'il faut. Veste șocantă pentru britanici. De la 1 octombrie, prețul maxim pe care distribuitorii de energie îl pot percepe gospodăriilor crește cu 80%. De la aproape 2000 de lire sterline, cât e plafonul acum, va ajunge la 3550 de lire. I think we probably will have to really think about what we turn on, and it's a bit difficult. When in the summer when it went up, it wasn't too bad because we don't use a lot of gas or electric in the summer. So we sort of like we get by that one, but the next one in the winter when that comes in, I think it's going to shock a lot of people, unfortunately. It's scary. În Olanda, potrivit statisticilor oficiale, nivelul de trai scade în acest an cu 6,8% din datele de până acum, dar până la finalul anului procentul ar putea crește. Deocamdată, discuțiile privind modalitățile prin care oamenii pot fi ajutați suplimentar pentru a-și achita facturile sunt fără rezultat. Interpretul basarabean Dan Balan lansează o nouă piesă în limba română după o pauză lungă și se numește Printre culori. Să fie
să știi, să pot iubi ca atunci când eram vii, doar doi copii în vară, cu un singur vis, miros de te și ochii ei în floare. Spuneau până la cer tot ce-a fost și tot ce-a fost crește ca punct de repede. Clipul este despre momente și amintiri din viața unui cuplu, însă transmite și mesajul de pace. Perulota ce apare în videoclip este desenat simbolul păcii și apar și două mesaje celebre. Dan Bălan este fondatorul celebrei trupe Ozon și este autorul și producătorul hitului mondial Dragostea din Tei. A câștigat numeroase premii internaționale și este singurul artist din Republica Moldova nominalizat pentru premiul Grammy. Să vedem în continuare cotațiile valutare stabilite pentru luni de Banca Națională a Moldovei. Dolarul american scade până la valoarea de 19 lei și 35 de bani. Moneda europeană se va tranzacționa cu 19 lei și 38 de bani, mai mult cu 4 bani. Valoarea leului românesc crește la 3 lei și 97 de bani. Hrivna ucraineană va fi 52 de bani, iar rubla rusească 32 de bani. Cum va fi vremea, aflăm chiar acum de la meteo. Temperatură ridicată în ultimul weekend din această vară. Bine v-am regăsit. Pentru început aș vrea să vedem cum va arăta vremea în această noapte. Cerul va fi variabil, așadar pe aici pe acolo o să mai apară și câte un nor, însă nu vor fi condiții de precipitații. Din punct de vedere termic putem spune că temperaturile mai scad puțin, nu mult, dar e ceva mai bine decât nopțile trecute. 20 de grade se vor înregistra în sudul țării. Mâine soare cât cuprinde în toată țara. Norii vor fi trecători și vedem că temperaturile rămân în continuare ridicate, peste 30 de grade în majoritatea raioanelor și puțin mai răcoare prin nord. La Cahul vor fi 32 de grade. În capitală urmează o noapte liniștită și 19 grade ne vor indica termometrele în centrul orașului. Mâine ne așteaptă tot o zi de vară cu mult soare și 31 de grade vor fi la prânz. Harta României rămâne în continuare colorată. Până mâine seară este în vigoare codul galben de disconfort termic ridicat. Temperaturile vor fi caniculare prin vestul, sudul și estul țării. Din loc în loc o să mai apară și câte un nor. Însă o să plouă slab și discutăm despre perioade scurte de timp. Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Eu sunt Ionuț Gheorghe și vă mulțumesc pentru atenție. Să ne revedem cu bine, pe curând! Final de telejurnal, domnilor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Urmează emisiunea Punctul pe azi. O seară frumoasă să aveți, pe curând!